Operațiunea Barbarossa și înfrângerea regimului nazist din Europa. Operațiunea Barbarossa a fost numele de cod secret acoperitor folosit de conducerea Germaniei naziste pentru operația militară de invadare a Uniunii Sovietice în timpul celui de-al doilea război mondial, acțiune începută la 22 iunie 1941. Operațiunea a fost numită după împăratul Frederic I Barbarossa, conducătorul Sfântului Imperiu Roman de națiune germană, un lider al cruciadelor secolului al XII-lea. Se presupune că eșecul operațiunii Barbarossa a dus în cele din urmă la înfrângerea Germaniei naziste, fiind un punct de cotitură pentru soarta celui de-al treilea Reich condus de Adolf Hitler. Hitler era extrem de încrezător în sine datorită succesului rapid din Europa Occidentală, cât și datorită incapacității dovedite de Armata Roșie în războiul împotriva Finlandei. El s-a așteptat la o victorie obținută în câteva luni de vară-toamnă și nu s-a pregătit pentru un conflict care s-ar fi purtat în condițiile iernii rusești, nedotându-și trupele cu echipament călduros. Frontul de răsărit, care a fost deschis prin această operațiune, avea să devină cel mai mare teatru de lupte al celui de-al doilea război mondial. Pe acest front s-au purtat unele dintre cele mai mari și violente bătălii cu uriașe pierderi de vieți omenești, în condiții cumplite atât pentru germani cât și pentru sovietici. Înainte de declanșarea operațiunii Barbarossa, Germania nazistă și Uniunea Sovietică se aflau în relații prietenești, în special după semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, cu puțin timp înaintea invaziei Poloniei. Această înțelegere era un pact de negresiune de fațadă, principalele prevederi fiind cuprinse în acordurile secrete care stabileau împărțirea statelor învecinate între cele două puteri. Pactul a fost o surpriză de proporții pentru statele lumii din cauza ostilității reciproce afișate până în acel moment, cât și ca urmare a deosebirilor ideologice uriașe dintre comunism și nazism. Hitler dorea de multă vreme să cucerească vestul Rusiei pentru a exploata populația slavă, compusă din persoane considerate untermensch, adică suboameni sau oameni inferiori. Pactul de neagresiune a fost o înțelegere pentru câștigarea unor avantaje pe termen scurt. Ideologiile diametral opuse ale Germaniei și Rusiei aveau să degenereze în cele din urmă în conflict armat între cele două state. Pe 22 iunie 1941 este declanșată operațiunea Barbarossa, ce avea să influențeze și să schimbe soarta întregii lumi prin înfrângerea violentă suferită de Germania pe frontul de est și care a condus la cucerirea Berlinului de către Armata Roșie a URSS și capitularea puterilor Axei. Cel de-al doilea război mondial este marcat de perioada îndelungată de desfășurare și de numărul imens de vieți omenești pierdute, militar și civil deopotrivă. În cartea sa, Max Hastings subliniază că a fost Uniunea Sovietică cea care a plătit cel mai aspru preț. Deși cifrele nu sunt exacte, s-a estimat că aproximativ 26 de milioane de cetățeni sovietici au murit în timpul celui de-al doilea război mondial, dintre care 11 milioane au fost soldați. În același timp, Germania au suferit 3 sferturi din totalul pierderilor de război, luptând împotriva Armatei Roșii. Efectele operațiunii Barbarossa se resimt și azi, schimbând relațiile geopolitice de secole, făcând trecerea de la un echilibru al puterilor în Europa și de la multipolaritate globală către bipolaritatea URSS Statele Unite ale Americii, timp de 45 de ani. Contextul istoric a fost unul complex, o consecință a condițiilor umilitoare impuse Germaniei de către puterile aliate la conferința de pace de la Paris în anul 1919. Astfel, la 16 martie 1935, Hitler anunța planul de reînarmare a Germaniei, denunțând tratatul de la Versailles și introducând serviciul militar obligatoriu. Un an mai târziu, Germania reocupă Renania, anexează Austria în anul 1938 și în toamna aceluiași an negociază în cadrul conferinței de la München acordul de anexare a regiunii Sudete, acord semnat la 30 septembrie 1938 de către Franța, Marea Britanie, Italia și Germania. Cehoslovacia nu a fost invitată la această conferință. Acordul rămâne în memoria colectivă a cehilor și slovacilor ca trădarea de la München, luând în considerare că alianța militară pe care cehoslovacii o avea cu Franța
nu a fost respectată de către aceasta din urmă. Din potrivă, guvernul francez împreună cu cel britanic presând Cehoslovacia să capituleze sacrificând-o Germaniei. Aceste compromisuri au consacrat faimoasa replica lui Churchill către Neville Chamberlain după ce acesta din urmă s-a întors de la München. Ai avut de ales între război și dezonoare. Ai ales dezonoarea și vei avea război. Operațiunea Barbarossa, la care au participat aproximativ 10 milioane de soldați germani, s-a desfășurat pe un front inamic ce se întindea până în inima Rusiei, pe mai mult de 3000 de kilometri. În doar 2 săptămâni, armata germană a avut 600 de kilometri în Belarus, fapt ce l-a convins pe Franz Helder, șeful statului major german, de succesul campaniei militare, afirmând că acea campanie împotriva Rusiei urma să fie câștigată în 14 zile. Au urmat atacurile asupra Leningradului în septembrie 1941 și asupra Moscovei prin operațiunea Taifun pe 2 octombrie 1941, iar în august 1942 asediul Stalingradului. Lupta de la Stalingrad marchează punctul de turnură în cel de-al doilea război mondial, capitularea armatei a 6-a germane și începerea eliberării Uniunii Sovietice sub conducerea șefului statului major sovietic Alexander Vasilevski. În ciuda dezastrelor pe frontul de răsărit, Adolf Hitler a decis să-și risipească literalmente potențialul militar în cadrul altei ofensive pe frontul de est la Kursk, care a început la 5 iulie 1943 prin operațiunea Citadela, denumită și Marea Bătălie a Tancurilor, în care 2900 de blindate germane au luptat cu 5000 de blindate sovietice, soldată cu eliberarea de către Armata Roșie a localităților Harkov și Orel și cu victoria sovietică asupra sectorului de sud și de centru al frontului german, provocând retragerea trupelor Wehrmachtului către vest. Retragerea trupelor germane a fost însoțită de acțiuni de jaf, de distrugere prin plasarea de mine, ce aveau să distrugă poduri, linii de cale ferată, de otrăvirea fântânilor, dezafectarea infrastructurii energetice și a instalațiilor industriale, precum și de numărul impresionant de vieți omenești pierdute în închisorile și în lagărele naziste. Deși în 1941 elita politică occidentală subevalua potențialul de luptă rusesc în fața atacului nazist, percepția este diferită în anul 1944, anul celor 10 victorii, când mulți analiști și observatori erau siguri că Armata Roșie va învinge Germania, nu datorită implicării aliaților occidentali, ci în primul rând și mai ales datorită puterilor și resurselor proprii. În ianuarie 1944, Armata Roșie pune capăt asediului Leningradului, împingând forțele germane să se retragă în țările Baltice, Estonia și Letonia, în timp ce refuzul lui Adolf Hitler de a evacua Crimea s-a soldat cu pierderi de 60.000 de soldați germani și români. La 22 iunie 1944, Armata Roșie a declanșat operațiunea Bagration, în cursul căreia grupul de armate germane de centru este învins cu pierderea 400.000 de oameni, adică 28 din cele 40 de divizii ale sale, și câteva săptămâni mai târziu, în august, este continuată ofensiva împotriva frontului german în Ucraina de Sud. Se prefigura în ochii vesticilor cea mai îngrijorătoare amenințare că Stalin, după ce scosese pe Germania afara teritoriului sovietic, să fie tentat după aceea să încheie o pace separată sau și mai rău să ocupe o mare bucată din Europa Centrală. Această răsturnare de situație i-a determinat pe aliații occidentali să inițieze ofensiva împotriva Germaniei la 6 iunie 1944, operațiunea Overlord, în urma căreia forțele aliate au traversat canalul Mânecii din Anglia, Normandia, eliberând Parisul. Despre ofensiva aliaților occidentali, istoricul german Ricker sublinia sugestiv: când aliații occidentali au declanșat o ofensivă împotriva cetății Europei în vara anului 1944, rezultatul celui de-al doilea război mondial a fost deja practic determinat de înfrângerea Germaniei în Rusia. Germania a pierdut din punct de vedere militar cel de-al doilea război mondial încă înainte de invazia occidentală. Începând cu ianuarie 1945,
Armata Roșie desfășura operațiuni de împingere a forțelor germane din frontul de răsărit spre Prusia, Silezia Inferioară, estul Pomeraniei și Silezia Superioară, obiectivul final fiind atacul asupra Berlinului. La 11 februarie, Armata Roșie a eliberat Budapesta, înaintând spre Viena, ce a fost eliberată 2 luni mai târziu. Ofensiva sovietică asupra Germaniei s-a desfășurat între 16 aprilie și 2 mai 1945, operațiune la care au participat 2,5 milioane de soldați sovietici. La 7 mai 1945, mareșalul Alfred Jodl, din partea înaltului comandament al forțelor armate, a semnat primele acte de capitulare ale Germaniei în prezența aliaților occidentali la Reims, dar nu și în prezența înaltului comandament al Uniunii Sovietice, fapt ce a atras oprobiul lui Stalin. Astfel, actul de la Reims devine unul preliminar, în timp ce actul oficial de capitulare se semnează în ziua de 8 mai 1945, în toiul nopții la Berlin, unde se afla cabinetul mareșalului rus Gheorghe Zhukov. Actul este semnat la Villa Karlshorst, în prezent Muzeul Rus de Război, atât în prezența înaltului comandament sovietic, reprezentat de mareșalul sovietic Gheorghe Zhukov, cât și în prezența forțelor aliate. Diferența de fus orar dintre Berlin și Moscova face ca data de 9 mai să rămână în memoria poporului rus ca ziua victoriei. Cauzele eșecului operațiunii Barbarossa. Principala cauza eșecului german a fost subestimarea capacităților Uniunii Sovietice și a rezistenței îndârjite Armatei Roșii. Planificarea războiului s-a dovedit greșită din punct de vedere logistic. Situația grea și periculoasă în care s-a regăsit armata germană la sfârșitul anului 1941 a fost cauzată și de continua creștere a puterii Armatei Roșii, la care s-au adăugat și alți factori care au scăzut dramatic eficacitatea forțelor atacatoare. Printre acești factori s-au numărat întinderea peste măsură a fronturilor de atac, a liniilor de aprovizionare, criza din sistemul de transport, care a afectat atât aprovizionarea cât și mobilitatea trupelor, temperaturile extreme și scăderea constantă a efectivelor germane. Atacul german a fost asemănat de multe ori cu invazia lui Napoleon în Rusia. Uniunea Sovietică a avut cele mai mari pierderi omenești și victoria împotriva Germaniei naziste de către aliați se datorează sacrificiului Uniunii Sovietice, care a pierdut aproximativ 27 de milioane de vieți, 11,4 milioane reprezentând victime din rândul forțelor militare și alte 10-15 milioane fiind victime din rândul civililor. Ceilalți trei mari aliați, Franța, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, au avut cumulat aproximativ 2,6 milioane de victime, atât civili și militari, astfel Franța a raportat 1,7 milioane de victime, în timp ce Marea Britanie și Statele Unite ale Americii au avut 450 de mii, respectiv 419 mii de victime. Pierderile suferite de aliați cumulat reprezintă 10% din totalul vieților omenești pierdute pe frontul de est de către Uniunea Sovietică. De cealaltă parte, Germania a suferit pierderi de 7,4 milioane de persoane, civili și militari, și cea mai mare parte a armatei germane a pierit luptând pe frontul de răsărit pe teritoriul Uniunii Sovietice împotriva Armatei Roșii. La scurt timp după capitularea Germaniei, Churchill declara că Uniunea Sovietică era mai puternică în Europa și că în orice moment ar putea mărșălui peste restul Europei. Prezentând un raport lui Churchill despre succesul repurtat de Armata Roșie împotriva Germaniei, generalul britanic Gemmell concludea că factorul moral, organizarea internă a țării și expansiunea industrială începută de Stalin încă din anul 1928 au stat la baza victoriei. Patriotismul rusesc, admirația sovieticilor și devotamentul pentru Stalin, ura imensă față de germani și o credință generală în rândul populației că prin comunism Rusia are un viitor mai bun. Controlul centralizat și dur de către Partidul Comunist a acestei țări imense cu forță de muncă, vastă și cu resurse naturale extrem de bogate, puternicul și omniprezentul NKVD, disciplina, pregătirea și eficiența Armatei Roșii, echipată în permanență de o industrie în expansiune. A fost marele noroc al aliaților vestici că rușii, nu vesticii, au plătit aproape întreaga factură de vieți omenești
pentru înfrângerea Germaniei naziste, acceptând 95% din pierderile celor trei mari puteri ale alianței. Ziua Victoriei marchează înfrângerea nazismului de către Uniunea Sovietică și îi comemorează pe soldații și civilii ruși uciși în Marele Război Patriotic, este un simbol al forței morale și al anduranței psihice, al spiritului de jertfă pentru apărarea patriei și a identității naționale, amintind Europei că în ultimii 200 de ani echilibrul european al puterii a fost menținut în mai multe ocazii prin eforturile și eroismul rus și că fără Rusia, Napoleon și Hitler este aproape sigur că ar fi reușit să înființeze imperii universale. Dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să vă abonați la canal și să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu ultimele noutăți. De asemenea, orice like și share mă poate ajuta pentru dezvoltare de conținut nou în viitor. Pe curând! Vă mulțumesc și vă salut cu respect!